Vă salut. Ia să fac eu o filmare. Deci, la mine, necazul cu mortalitatea la albine s-a întâmplat aproximativ pe 25 august. Deci nu știu exact ziua, că eu tot am văzut că scade albina și în câteva zile a scăzut. V-am arătat eu în filme și ați văzut cum e. Deci astăzi, în 16 septembrie, cât a trecut de atunci? 21 sau 25 de zile, depinde, nu știu exact data la care s-a întâmplat necazul. Haideți să vedem cum arată stupii. Deci, încă nu i-am ajutat cu albina de la vagon de acolo. Deci încă nu sunt ajutați. I-am ajutat decât cu stimulare, zilnic. I-am hrănit zilnic. Încă mai au aici, uite, cât o turtă. Stupul de la domnul Daniel Călmuș arată așa. Acum, eu am cald aici în camion, repet, că am spus mereu treaba asta. Dacă ar fi acolo afară, n-ar sta așa în 10 rame, poate că ar sta în 8 sau chiar în 7. Deci albina stă mai respirată, fiindcă e cald. Ia să o iau eu de la numărul 1 mai bine. Uite, ăsta e numărul 1 care mi-a dat 69 de kg. Deci la fel și ăsta e, uite, aproape plin. Dar în realitate, să zic că rămâne în 6 rame, poate, de iarnă. Următorul, numărul 2, ăsta e roi. Deci el acuie în 2, 4, 6, 7 rame, dar nu o să rămâne el în 7. Deci stimularea care le-am dat-o zilnic, în tot timpul ăsta, și-au mai revenit stupii, ce să zic, și-au revenit binișor. Dar mai am și amărâți, uite cum e ăsta, care e tot roi, și uite-l, 4 rămuțe, deci neapărat trebuie să-l ajut. Următorul roi de la domnul Oprea. Ia uite-l ce frumos arată, albine mai e și după diafragmă. 2, 4, 6, 7 rame. Dacă îi mai scot una și rămâne în 6, iernează bine în 6. Următorul iar un roi, care e mai amărât. 2, 4, 5 rame, asta rămâne în 4 rame de iernat, mai trebuie ajutat. Asta, numărul 6, uite, a dat 61 de kilograme. Și uite-l cât de amărât a rămas. 5 rame, dar în realitate cred că rămâne 4 de albină de iarnă și mai trebuie să-l ajut. Chestia asta cu ajutatul nu prea o arată mai nimeni. Rar care arată că ajută, decât îi arată până octombrie, uite ce frumos e stupul, saltă decât podișorul și ți arată așa deasupra că e frumos. Dar ne arată că el a fost în 5 rame și i-a mai dat încă 3 și l-a făcut pe 8. Sau l-a făcut în 10 rame. Eu vă arăt realitatea care e. Numărul 7. A dat 59 de kg. El arată așa acum, cred că o să-l mai ajut. Numărul 8. A dat 68 de kg. Arată bine. Poate l-ajut, poate nu. Rămâne de văzut dacă mai pică albina. Încă n-a venit frigul. Când va veni frigul, albina care mai e bătrână, atunci se vede că atunci moare. Ăsta a dat 76 de kg. Mat pe 2019. Mai trebuie ajutat și asta. Hai să-i luăm pe toți la rând, acum o să iasă, cred că, o filmare cam lungă. Numărul 10. A dat 55 de kg anul ăsta. Posibil să-l mai ajut, cam așa arată. Numărul 11. 64 de kg. Și ăsta cred că trebuie ajutat. Măcar cu o ramă de albine sau chiar două. Numărul 12 a dat 54 de kg. Cam așa arată. Numărul 13 a dat 63. Arată bine și ăsta. Sau, nu știu, rămâne de văzut. Deocamdată nu-mi dau seama acum cât albină va rămâne de iarnă. Ăsta e un roi care arată destul de slab. Trebuie să-l ajung neapărat. Numărul 15, tot roi. Arată binișor ăsta, uite, albină până aici. Asta e diafragma și are o ramă după diafragma aici. Așa, ce mai avem aici? Tot un roi, cam slăbuț.
Aici e tot un roi și ăsta e cam slăbuț. Aici o familie bună care mi-a dat 80 de kilograme, nu știu dacă se vede acolo. Și am făcut roi din ea. Uite cum stă albina după diafragmă. Deci ele strâns în 2, 4, 6, 7 rame. Dar uite ce e aici. Așa. Hai să mergem mai departe. Stupul de la Daniel Călmuș. Da? Arată foarte bine. Deci eu când am început stimularea asta, când am văzut situația în care am fost, că murea albină și ați văzut cât de rău arăta, mățile care au fost foarte bune au pontat rapid, cam 3 rame de puiet, am mai arătat eu pe în filme, și tot puietul ăla cu a eclozat și pur și simplu se vede albină. Numărul 20, a dat 58 de chile și arată bine și asta. Numărul 21, roi de la domnul Daniel Călmuș. Deci ăștia care sunt roi și am zis Călmuș aici, e făcut din asta. Așa. Arată bine. Numărul 22, roi de la, deci tot roi. Și ăsta arată bine. Și ăsta tot roi. Arată bine și ăsta. Roi de la Oprea. Știți că am luat niște regine de la el. Uite-l ce frumos arată și ăsta, plin. Uite-o cum stă aici. Lanțuri să ține. Deci asta e diafragma și aici o ramă după diafragma. Așa, ăsta e foarte amărât, un roi. Trebuie să-l ajun neapărat. Aici avem o familie care a dat 72 de chile. Acceptabil, poate-l mai ajut. Aici neapărat trebuie să-l ajut pe ăsta. Așa, aici pe rândul de jos. Deci avem aici, de la Oprea, un roi, au ce frumos arată, dar posibil să-i mai dau o ramă, dar bine. Ăsta un roi, iară, uite, de la domnul Daniel Călmuș, auto-l, roi și e plin, plin. Așa, deci au fost regine, parcă, ce să zic, zici că au înțeles, când au văzut că le scade albina și eu le-am dat și le-am hrănit cu miere și ce le-am dat, am arătat eu în filmarea mea în... la membri acolo, pur și simplu a băgat puiet la greu. Deci m-am speriat când am văzut că băga așa rame de sus până jos. Puțină coroniță mai avea și băga puiet la greu. Și uite cât de frumos au făcut în nici o lună de zile. Așa, ăsta ce e roi. Cam așa arată și ăsta. Dar uite-l cum e după diafragma aici. Rama după diafragma e plină de albine. Acum cine vrea să creadă, bine, cine nu, iarăși bine, care nu prea crede, uite, îl invi la mine, îi vede ceea ce am filmat astăzi, că arată așa, și merge cu mine la deal acolo, la vagon, să vadă că stupid acolo sunt neumblați în ei. Într-adevăr, aia sunt mai slabi. Deci, 3-4 rame de albină, care să văd ce fac cu ei în toamnă. Mai ajut aici, mai desfințez din ei, asta e. Aici am de la Claudiu. Claudiu, un... din zona de la mine, de aici am fost eu cu el cu stupii în pastoral la Floarea Soarelui. Păi mie mi-a băgat într-o zi 2 kg, lui a băgat 4 kg. Am zis, bă, zi, nu se poate, mă, dacă ție-ți bagă 4 și la mine 2, e clar, tu ai regină bună. Și mi-a dat voie să fac și eu, să transvazez din ea. Și am făcut câțiva roi. Deci, de la el, de la Claudiu. Așa, aici ce am, roi de la Nea Călmuș, uite-l. Așa, următorul, 33, tot roi. Deci la mine care scrie roi aici, a fost normal o familie în locul ăsta, care a dat sub 50 de kg de miere tot anul și am dat-o jos. Adică am făcut pur și simplu roi din ea și am dus-o pe vagon acolo. Deci... peste tot pe unde e roi scris, înseamnă că a fost o familie mai care a dat sub 50 de kg și am dat-o jos. Fiindcă am spus treaba asta că e pe camion, nu ți-o stup care dă sub 50 de kg de miere. Asta e selecția care o fac eu. Bun, următorul a dat 79. Arată binișor. Asta ce? Tot de la Claudiu. Deci roi. Uite ce frumos arată. Și aici mai am ultimul, 57 de kg dat, arată așa, are o ramă după diafragmă,
Voi vedea. Când va veni frigul, să vedem cât va scădea albina, să-i ajut, să-i fac pe toți egali. Ori fac în 5 rame de iarnă pe toți, ori în 6. Dacă aș face în 7, ar fi super bine. Da, cam asta e la mine. Deci care vrea să creadă bine, care nu, nu. Eu i-am ajutat și pur și simplu și-au revenit. Nici mie nu vine să cred la cât de rău arătau, cum și-au revenit acum. Deci o frumusețe s-au făcut, uite. Parcă zici că sunt gata de cules. Albina frumoasă. În telefon nu se vede sau ea se apropie. Uite ce liniștită stă. Pur și simplu ea nu se sperie de lumina de la telefon. Uite, vedeți albina? Ia să o văd eu aproape dacă merge să dau. A, uite că merge. Uite, albina tânără, toată e tânără. Se vede că e albina tânără. Uite ce frumos. Ce îmi place mie de ele, că nu se sperie, uite, de lumină, nu se sperie deloc. Da, cum înțeles? Bine, că am câteva care au rămas pe aici, pe sus, și uite, pur și simplu a venit la beculetul ăsta, ca cui seară. La mâine le dau drum. Hai să le mai filmăm puțin de aproape. Uite, pe asta aici. Ia. Da, cam asta e. Ele stă la turta aici și mănâncă. Ia să le vedem cum mănâncă ele. Uite cum ciugule. Hai mă, ce-ai de merge. Deci ele sunt într-o continuă mișcare. Nu stă deloc. Merge continuu. Zi și noapte. Non-stop. Dă din picioare, dă din antene, din ce dă acolo. Nu, e în telefon, nu se vede ca în realitate. Eu văd aici foarte frumos, se vede prin plasticul ăsta. Uite cum stau aici pe ultima ramă. Ha, uitați-vă dacă vedeți vreun varroa, să mi-l arătați și mie. Sau vreo albină fără aripi sau ceva. Bun, cam atât. Deci urmează peste... Uite, una a ieșit. Pe unde a ieșit mă afară? Uite aici. Hei! Urmează să-i unific. Mai ales ăștia slabii care au așa cum am arătat. Cum e ăsta cu 4 rame aici. Eu cred că rămâne 3 de iarnă. Să mai viu cu încă unul de 3 rame. Să-l fac în 6. Da, o să arăt eu atunci când o să fac treaba asta, deocamdată îi mai las așa. Cam atât, sănătate și numai bine.